Bună seara tuturor, începe o nouă ediție România te iubesc. Există locuri de muncă la stat în care funcționarii sunt plătiți fără să facă nimic. Nici instituțiile nu lasă nimic în urmă, nu construiesc, nu aprobă, nu fac planuri. Este un stil de viață susținut de sume importante, lună după lună, și nu e vorba doar de plăți pentru oameni, echipamente sau utilități care nu aduc nimic util cetățenilor acestei țări. An după an, prin astfel de instituții în care se stă, România pierde timp, oportunități de a se dezvolta, ignoră planuri pe termen lung pentru oameni, încetinește modernizarea statului. Alex Dima a vizitat mai multe dintre aceste locuri. Începem la CNIT. CNIT, Centrul Național de Învățământ Turistic. Acționar este statul român prin Ministerul Economiei. Se ocupă de cursuri pentru bucătari, ospătari, cameriste, sau cel puțin așa ar trebui să se întâmple. În ultimele luni am vizitat CNIT de mai multe ori. De fiecare dată sălile de curs erau pustii. Instituția are 19 angajați cu șef numiți politic. Până de curând la conducere a fost Cristian Petrescu, fost deputat, fost ministru al turismului și președinte PMP București. În toamna anului trecut i-am solicitat un interviu, dar nu a vrut să răspundă în fața camerei de filmat, ci doar în scris. La birou l-am găsit atunci pe directorul adjunct Florin Cotorobai și el numit pe funcție fără niciun concurs. Este o numire politică? Cotorobai nu are pregătire în turism. A lucrat în vânzările de băuturi alcoolice. Am intrat în toate hotelurile, toate restaurantele. Nu știu dacă se poate contoriza într-un fel. Pe studii nu, dar ce se întâmplă acolo, da. Înainte alegerilor din 2020, Cotorobai, bugetar, a împrumutat partidul condus de Victor Ponta cu 400 de mii de lei. Ați împrumutat Pro-România cu 400 de mii de lei? Da. De ce? Sau v-am mai spus. Cum? Să vă dă un suport, da? Dacă dumneavoastră m-ați fi rugat să fac același lucru și eram prieten, da, și vă fără nicio problemă. Atâta timp cât eu sunt prieten cu dumneavoastră și îmi solicitat acest lucru. De unde ați avut atâția bani să împrumutați un partid politic? Am împrumutat și eu la rândul meu. CNIT stă pe o avere uriașă, conform raportului administratorilor. Valoarea clădirilor și a terenurilor se ridică la 225.964.319 lei. Clădiri și terenuri într-o zonă extrem de scumpă a capitalei. Multe dintre terenuri sunt pârloagă. Averea CNIT este amplasată lângă Romexpo, în cea mai scumpă zonă din capitală. Peste 60.000 de metri pătrați de teren, două hoteluri, restaurante, bază de agrement, săl de cursuri, amfiteatru, toate moștenite din comunism. Pe vremuri, CNIT avea mii de absolvenți în fiecare an. În 1998, centrul a încheiat cu o firmă privată un parteneriat pe 30 de ani, prin care a delegat administrarea bunurilor deținute, cele două hoteluri, restaurantele și terenul. Cota CNIT în asociere era de 40%. În anii următori, contractul s-a prelungit până la 74 de ani, iar cota CNIT a scăzut la 15%. Firma privată s-a angajat să investească în amenajarea celor două hoteluri. În 2002, CNIT mai face o afacere cu o altă firmă și pune la dispoziție toată baza materială pentru desfășurarea cursurilor, săli, biblioteca, amfiteatrul și multe alte spații. Firma privată se angajează să vină cu know-how pentru a dezvolta activitatea de formare profesională. Ulterior, și acest contract este prelungit până la 69 de ani. Cota de participare și profit a CNIT este de 25%. În 2020, Curtea de Conturi analizează activitatea CNIT și ajunge la concluzia că societatea Centrul Național de Învățământ Turistic și-a realizat obiectivul de activitate în proporție de doar 2,4% în 2017 și 0,7% în 2019, adică an la rând n-a făcut nimic. Angajații și-au luat însă salariile. Ion Antonescu era director în acea perioadă. De ce mă filmați? Păi am să vă adresez și dumneavoastră niște întrebări și șansa face că pați. Mi le trimiteți în scris și mă dau. Dar ce se întâmplă aici că toată lumea vrea întrebările în scris? De ce vă temeți să vorbiți despre... Nu-i normal, adică vorbiți cu conducerea societății? Câte cursuri s-au întâmplat pe mandatul dumneavoastră? Câți absolvenți au fost? E greu să vă dau cifre. Dacă îmi trimiteți întrebările, vă pot... Da. Cât a fost mandatul dumneavoastră aici? Nu știu, destul de lung. Numai că... Atunci în ani? Ani, da. Cât? Din până când?
Probabil că aproape 4 ani. În toamna anului trecut, Antonescu era consilier juridic și reprezentant al CNIT în asocierea cu firmele private. Raportul Curții de Conturi arată că în asociere CNIT, instituția statului, are o pierdere de aproape 13 milioane de lei. Raportul a fost contestat în justiție de CNIT. A pierdut în prima instanță, acum a făcut recurs. În toamna lui 2021, Florin Cotorobai răspundea de organizarea cursurilor, dar lucrurile nu erau prea clare. Organizăm cursul de formare profesională în aceste două proiecte. Care e valoarea? Că ați spus că sunt proiecte europene. Noi avem 1.420.000 de lei. Nu vă pot spune exact cifrele. În noiembrie anul trecut, Cristian Petrescu a fost înlăturat din funcție și înlocuit de Cotorobai. M-am întors. Cu domnul director putem să discutăm? Domnul Cotorobai este la birou, însă nu este disponibil pentru a putea vorbi cu el. Ok, ce înseamnă că nu e disponibil? Să așteptăm sau... Nu vreau să vorbească cu noi. Nu știu să vă dau un răspuns, o să-l întreb. În câteva minute a venit răspunsul. Vă rog să-i transmiteți în scris întrebările. L-am sunat. Și dumneavoastră, de ce nu vreți să vorbiți, să ieșiți să vorbiți cu mine? Mă repet, am treabă acum și nu pot să vorbesc pe acest subiect, 1, 2, nu am acest mandat să o fac, 3, orice solicitare, transmiteți-mi scris. Arătați-mi ceva, ce se întâmplă activitatea. Nu am ce să vă arăt astăzi, acum. Apare și fostul director, Cristian Petrescu. Vă salut, Alex Dimase. Îmi pare bine. Înțeleg că nu mai sunteți direct. Nu. Stați acum de vorbă cu noi. În general v-am zis că nu dau interviu. Am întrebări de pe raport. Raportul dumneavoastră. V-am spus că vă răspund în scris, nu-i nicio... Sunt în televiziune, nu sunt în ziar. Vă cred, dar puteți să puneți acolo imagini cu mine? Păi de unde să le iau imaginile cu dumneavoastră? Despre asta e vorba. Prin internetul, m-am scuzat. CNIT are și un consiliu de administrație format din 5 persoane numite de minister care încasează 3.000 de lei pe lună fiecare. Am cerut să discut cu membrii consiliului. Nu au vrut să vorbească. Anul trecut, pe când era în funcție, ministrul economiei Claudiu Năsui a descoperit cu surprindere că în CNIT nu se întâmplă nimic. Așa îi sună numele. Compania Națională de Învățământ Turistic. Știți câte cursuri a făcut? Câte? Niciun. Sau aproape niciun. A început să facă puține, de o kilo. Nu face învățământ turistic. Dar ce face? Închiriază două hoteluri. Practic. O să ieșim în curând cu un raport pe ce face exact CNIT. Dar nu s-a mai întâmplat nimic. Năsui a fost dat jos din funcție și în locul său a venit Virgil Popescu. N-a vrut să vorbească pe acest subiect. De curând, CNIT a fost mutat în subordinea proaspătului Minister al Turismului. Am solicitat un interviu și cu ministrul turismului, Daniel Cadariu. Jur. Am fost refuzat pe motiv că încă nu s-a făcut oficial trecerea CNIT de la un minister la altul. La începutul acestui an, m-am întors la CNIT. Petrescu era din nou director și dispus să vorbească. Veghem ca tot ce se întâmplă aici să fie legal și să nu aducă prejudicii statului. CNIT are datorii de 67 de milioane de lei. Are de recuperat 88 de milioane de lei. Sume uriașe pe care directorul nu reușește să le înțeleagă. Acum contabilitate chiar nu știu. Adică... Nici directorului economic al instituției nu e prea clar cât are de dat și cât are de primit. Aici e o chestie de tehnică contabilă și de înregistrare. Adică se înțelege și cum e logic să se înțeleagă că 88-66, 22 înseamnă că au să ne dea 22 de milioane. Dar se compensează, numai că noi suntem într-un proces de negociere a acestui contract. Am solicitat un punct de vedere și firmei care administrează acum spațiile CNIT. Am fost refuzat. Acum Cristian Petrescu a fost îndepărtat din funcție, iar scaunul de director al CNIT a fost ocupat de fostul director Ion Antonescu. Datoriile încă nu au fost recuperate. Ce se întâmplă la CNIT este un tipar după care funcționează multe instituții ale statului român, cu angajați care nu fac mare lucru, dar toacă bani și lasă în urmă datorii greu de calculat, situație pe care guvernele României nu au fost și nu sunt încă în stare să o rezolve. Cel mai vechi monument istoric al capitalei este în continuare acoperit de uitare, de rușinea vizitatorilor, veritabilă ruină modernă, confortabil instalată pe lista la care primăria capitalei ridică din umeri. De ce? Revenim! ...140 de femei suferă în fiecare oră bătute, maltratate, ucise, multe neștiute de nimeni.
Cu foarte mare greutate, statul român a acceptat că există această problemă și de câțiva ani a înființat o Agenție Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei. Recent și un minister al egalității de șanse. Instituțiile ar fi ocupate până peste cap să oprească nesfârșitele umilințe și violențe, dar s-au oprit imediat ce au reușit să facă evidența victimelor. O femeie a murit, iar mama și sora au fost grav rănite în Botoșan la începutul lunii martie. Acum câteva zile, în voluntare, o femeie a fost ucisă, iar mama ei a fost bătută crunt. În Călan, o tânără a fost aruncată pe geam de la etajul 3. Sunt drame dintr-o listă lungă petrecută în România timpurilor noastre. În fiecare zi, călăi sunt de cele mai multe ori partenerii de viață. 38 de femei au murit anul trecut în urma unor violențe domestice. 34.000 au avut de suferit. La capitolul violență domestică suntem campioni în Europa. Asta în ciuda faptului că avem multe instituții cu angajați bine plătiți care ar trebui să apere femeia, copiii, familia. Una dintre ele funcționează pe această străduță îngustă din centrul capitalei și are un nume pompos. Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Pe scurt, ANES. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru interesul pe care îl acordați instituției noastre. Luminița Popescu este șeful agenției cu rang de secretar de stat. E o funcție politică pentru care încasează 10.000 de lei pe lună. Popescu este și șefa Femeilor Liberale din Nord. Agenția are 42 de angajați cu un buget de salarii de 4.500.000 de lei pe an, bani de la stat. Agenția a fost înființată pe timpul guvernului Ponta, care a numit atunci o apropiată de-a sa la conducere. Violența împotriva femeilor este un flagel pentru care trebuie să ne unim forțele să le eradicăm. Mai târziu, la șefia ANES a venit PSD-ista Grațiela Drăghici. De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? Pentru că sunt, dar sunt puține. De ce un bărbat nu poate fi om de servici? Rolul agenției este unul teoretic. ANES exercită mai multe funcții. Funcția de strategie, în primul rând, aceea de coordonare a procesului de elaborare, coordonare și implementare a politicilor și strategiilor guvernului. Agenția ține legătura cu direcțiile de protecție socială din primării, dar n-are nicio putere. Măsuri pentru eliminarea violențelor nu poate lua. Creăm cadrul, vizăm respectarea cadrului, urmărim respectarea acestui cadru. Cu ce pârghii dai trage la răspundere pe cei care nu? Nu putem să-i tragem la răspundere, nu putem, nu avem un corp de control. Agenția s-a implicat în mai multe proiecte cu fonduri europene, multe fără nicio finalitate. În 2016, femeile care declarau că sunt bătute de soți primeau câte 6.000 de lei pentru a se putea muta într-o altă casă. În Ialomița, de exemplu, au fost 50 de beneficiare. Femeile și-au cumpărat diverse obiecte prin casă, dar n-au plecat pentru că, în realitate, nu le bătea nimeni. Hai să bagă, faci tu actele ca să ieși tu banii aici. Și... am învățat aici ce scriu acolo. Ce-ați făcut cu banii? Nu, atât mai sunt despărut că spălă și noi acum spălă. DNA a început atunci o anchetă, dar n-a mai terminat-o. Agenția are și acum în desfășurare mai multe proiecte. Are la dispoziție 2 milioane și jumătate de euro pentru a combate violența domestică. În Spitalul Universitar, în mai anul trecut, agenția a deschis centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale. Într-un an, prin centru au trecut doar 3 persoane, nu pentru tratament, ci pentru a cere informații. Atât. Dotările din centru, efectiv, materialele sunt în jur de 3.500 de euro fără kit de prelevare a probelor pe toate centrele. Restul până la 2 milioane, în ce s-a investit? În afara acestei rețele, mai există un alt obiectiv important, acela de înființare de centre de consiliere a agresorilor. 8 se vor înființa în România. Numai că și aici există o problemă. Spre deosebire de victimele violenței domestice, agresorii nu solicită consilierea, însă insist pe ideea că problema trebuie tratată de la rădăcină.
De câțiva ani, agenția se chinuie să deschidă alte centre în țară. Bani europeni vin prin agenție, dar proiectele sunt implementate de autoritățile locale sau de ONG-uri. De câteva luni, pentru egalitatea de șanse, avem și un minister, condus de Gabriela Firea, Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse. Cam același lucru pe care îl face și agenția. Am solicitat un interviu cu ministrul, dar am fost refuzat. Prostituția, traficul de persoane, violența sunt la cote alarmante la noi în țară. Anul trecut au fost 51.000 de acte de violență, adică 140 de persoane au suferit în fiecare zi. Aceste cifre sunt o dovadă pentru ineficiența instituțiilor statului care ar trebui să protejeze cetățenii. Uitată în ploaie, acoperită de gunoaie și ignoranță, ascunsă din calea turiștilor sau a celor care își caută istoria, o ruină se preface în praf. Din locul care scrie începutul istoriei Bucureștiului rămâne tot mai puțin, pe bani tot mai mulți. În loc să conserve și să se mândrească cu cel mai vechi monument istoric al capitalei, angajații primăriei plătiți boierește își dau toată silința să ferească dezastrul cu garduri tot mai înalte. Curtea Veche, cel mai vechi monument din capitală. Aici a fost reședința domnitorilor. Pe acest panou scrie că în acest loc s-a născut practic orașul București. Locul mustește de istorie, o istorie de care însă primăria capitalei își bate joc. Bună ziua! Sunt mai bine de 600 de ani de când Mircea cel Bătrân a pus temelia acestor locuri, care acum sunt pline de gunoaie, abandonate cu indiferență de autorități. În alte țări, astfel de locuri sunt comoare, ajută la înțelegerea trecutului, aduc bani mulți din turism. De aproape 2 ani, vestigiile aflate în proprietatea primăriei capitalei sunt abandonate. Nici măcar pentru această poveste nu avem pârghiile să preluăm cumva această lucrare și să... măcar să o acoperim, dacă nu suntem în stare să o punem în valoare. Nu am detaliile asupra ce se întâmplă acolo. Dacă vreți, o să revin după ce mă interesez. Statuia lui Vlad Țepeș e înfășurată într-un sac pentru a fi ferită de privirile curioșilor. Și ziceți că ați acoperit-o, că făceau poze din stradă și tot rupeau gardul. Da, și... veneau și forțau ca să intre, să facă poze. Să-l vadă pe Țepeș. Da. Rupeau, ia uitați ce-a făcut. A fac găuri în gard ca să facă poze cu statul. În secolul al XIII-lea, pe acest loc a fost vamă și garnizoană militară. Mai târziu, domnitorii țării românești își stabilesc pe malul Dâmboviței reședință temporară. Domnitorul Vlad Țepeș întărește garnizoana militară, iar în secolul al XVI-lea, locul devine reședință permanentă pentru domnitori. Curtea domnească, după o gravură din 1716. Constantin Brâncoveanu aduce îmbunătățiri palatului. Erau subsolurile palatului construit în timpul lui Mircea Ciobanu. Deci, practic, palatul era deasupra. Palatul era deasupra, da. Astea erau beciurile. Beciurile domnești, cum li s-a mai spus. Sorin Cleșiu și Teodor Ignaț sunt arheologi și au condus săpăturile aici. E un lucru extraordinar să ai în centrul orașului așa ceva. Are marele avantaj de a fi în centrul Bucureștiului. E zona zero a Bucureștiului, zona vizitată de cei mai mulți turiști străini, zona vizitată de cei mai mulți turiști români. Potențialul turistic al acestui loc, odată când, atunci când va fi gata, este uriaș. Curtea Veche a fost scoasă la lumină în anii 70 și a fost transformată în muzeu în aer liber. Din statisticile noastre ale muzeului, Curtea Veche aducea cei mai mulți vizitatori. Mai mult decât toate celelalte sedii, case memoriale pe care le are muzeul. În 2015, pentru că exista riscul ca zidurile să se surpe, spațiul a fost închis. Și în 2017, în timpul primarului Gabriela Firea, a intrat într-un amplu proces de restaurare. Cam așa trebuia să iasă lucrarea finală, cu spații culturale și multă sticlă. Preț final, 33 de milioane de lei. Trebuia să fie gata în mai puțin de 3 ani, înainte de alegerile din 2020. Așa că lucrările au început în grabă, fără toate avizele necesare. Proiectul inițial era pe 3 ani de zile. Proiect care, în primul rând, că nu a ținut cont de faptul că trebuie făcută cercetare arheologică. Și asta a fost un mare impediment pentru ei, în principiu. Vreau să-l facă și să fie gata într-un mandat. Cam așa. Da, ceva de gen. Lucrările au fost încredințate Companiei Municipale Consolidări, înființată de primarul Firea și condusă de Ioan Moater.
Încercăm să intervenim, am tot intervenit, pe măsura posibilităților. Gândiți-vă că nouă nu ne mai dă nimeni măcar o pungă de plastic ca să putem să mai cârpim alea pe acolo. În situația asta suntem, nu avem un leu să cumpărăm o pungă. În timpul săpăturilor, arheologii au descoperit urmele unei așezări vechi de mai bine de 1500 de ani. Constructorii au realizat că au nevoie de un nou proiect pentru a continua lucrările și de noi avize de la Ministerul Culturii, multă birocrație. Lucrările s-au blocat, iar la alegerile din 2020, după 2 ani de muncă și 6 milioane de lei cheltuite, stadiul lucrărilor era de doar 5% și așa a rămas pentru că noul primar, Nicușor Dan, a început o luptă cu toate companiile înființate de Gabriela Firea, printre care și cea pentru Consolidări, care lucra în Curtea Veche. Am încercat să stau de vorbă pe acest subiect cu fostul primar al capitalei. Am fost refuzat. Paznicul și câțiva dintre inginerii companiei ridică acum neputincioși din numeri. Uite cum se protejează zilele. Acolo s-a dus nailonul, nu? De la soare și de la... Noi am tot schimbat folia. A fost învelit peste tot și s-a... Până a rămas fără. E ca o rană deschisă, de fapt. Adică e mai rău acum. Degradările se accentuează în lipsa unor lucrări de întreținere și de restaurare. Adică scopul ăsta era restaurarea monumentului. Arheologii au tot trimis primăriei sesizări prin care au semnalat că spațiul abandonat de o valoare neprețuită se dărâmă. Primăria n-a avut însă nicio reacție. Curtea Veche este un bun al municipalității, gestionat de Direcția Investiții. Curtea Veche e în administrarea Direcției de Investiții din Primăria Capitalei. Am solicitat un interviu cu un reprezentant al direcției pentru a ne lămuri. Mi s-a transmis că în fișa postului funcționarului public nu este prevăzută și întâlnirea cu presa, așa că am fost refuzat. La fel și în cazul city managerului orașului, nici el nu vrea să vorbească, pe nimeni nu interesează acest subiect. Uitați, catalogate, inscripționate. Da? Uitați-le cum ne chinim să le păstrăm, să le ținem, să le nu știu ce. Toate artefactele descoperite în Curtea Veche sunt înșirate într-un fost atelier care se dărâmă peste ele. E crimă împotriva patrimoniului orașului sau nu? Ales niște pietre de mormânt, ceva sau ce sunt alea din... Da. Plecăm acasă, că asta se vrea, plecăm acasă, mâine. Ce se întâmplă cu asta? Spuneți-mi dumneavoastră. Au măcar logistica să vină să le ia cineva, să le ducă în altă parte, să facă, să nu știu ce, au măcar... S-a dus folia, e franjuri. Adică scopul acoperișului era să protejeze de apă, de infiltrații de apă, zidurile. Zidurile și ce e de desubt. În acest colț peste care plouă sunt ascunse obiecte vechi de peste 1400 de ani. În afară de arheologi, nimeni din rândul autorităților nu e interesat de Curtea Veche, ținută sub lacăt, sub cerul liber în bătaia ploilor. Turiștii vin, se uită peste gard și pleacă. Primăria Capitalei, o instituție cu peste 7000 de angajați cu buget de sute de milioane de euro, nu e în stare să apere și să pună în valoare locul în care s-a scris istoria Bucureștiului, care, așa cum arată acum, rămâne o dovadă despre cât suntem de interesați de trecutul și rădăcinile noastre. Cea mai bogată primărie a țării, cea a capitalei, își permite să plătească de două ori aceleași utilaje și să le lase să ruginească. Cum s-a ajuns aici? Dar cum nu reușește o instituție și oamenii ei să deosebească între viță și hamei? Vedem imediat! Primăria Capitalei deține în continuare mai multe companii care ar trebui să facă Bucureștiul să funcționeze la prețuri corecte. Nu se întâmplă. Răspândite printre funcționarii din birourile administrației, angajările fără competențe, nepăsarea, ignoranța, aduc pierderi de multe milioane de euro bugetelor primăriei și companiilor ei. Bugetul nu e ceva abstract, ci construit din banii tuturor cetățenilor care folosesc tot ce înseamnă infrastructură, servicii, mediu. Iar pierderile se adâncesc, exact ca în cazul echipamentelor din imaginile următoare. Fai de capul meu, ce bătaie de joc! Utilaje de aproape 20 de milioane de lei zacne folosite în buricul capitalei de aproape 2 ani. Aparțin companiei Străzi, Poduri și Pasaje, înființate pe vremea administrației Firea și băgată în insolvență de administrația Dan, pentru că avea datorii. Povestea începe în 2017, când primăria înființează 24 de companii pentru a face diverse servicii pentru capitale, cu mulți angajați și salarii mari. Pierderile anuale au fost undeva la
între 200 și 300 de milioane de lei pe an cu companiile municipale. Speriat de aceste cifre, Nicușor Dan s-a hotărât să închidă aproape toate companiile care se ocupau de străzi, parcuri, iluminat, construcții și multe altele. Lucrări nu s-au mai făcut, dar nici de închis nu s-au putut închide. Primăria încearcă acum să cumpere utilajele de la compania Străzi și Poduri. Soluția pentru a nu pierde acele echipamente este de a le cumpăra prin intermediul companiei de trustul de clădiri metropolitane, pe care am decis să o păstrăm. Și pentru asta a trebuit mai întâi să scoatem la rândul său din insolvență compania Trustul de Clădiri Metropolitane și apoi să-i asigurăm finanțarea cu care să poată să cumpere acele echipamente. Dar asta nu înseamnă că primăria le cumpără de două ori? Compania Străzi, da, a cumpărat acele echipamente? Da. Și acum Trustul, o altă companie care a rămas în subordinea primăriei, le cumpără de la companie, deci le mai plătește odată. A trebuit ca primăria să pună niște bani în cealaltă companie, această companie să dea banii pentru aceste utilaje cu care să se plătească datoriile. Deci, cât asta a fost? E exact ce v-am întrebat. Practic, le plătim de două ori. Practic, plătim datoriile pe care această companie le-a acumulat de-a lungul timpului. Da. Știm la cât se ridică datoriile? Între 10 și 15 milioane de ordine ăsta de mărime. Prin urmare, echipamentele companiei Străzi și Poduri vor ajunge într-o bună zi la compania Trustul de Clădiri Metropolitane, pe bani mulți plătiți tot de primărie. Trustul ar fi trebuit să termine de multă vreme podul de la doamna Ghica. Pasajul supraterean de la doamna Ghica este rezolvarea. Nu este. Costă 110 milioane de lei plus TVA, trebuia să fie gata la finalul lui 2020. N-a fost. S-a avansat atunci un nou termen, 2021 nu s-a întâmplat. Acum se promite că la finalul lui 2022 o să fie gata acest pasaj. Este un coșmar pentru oamenii care locuiesc în această zonă. Au fost mai multe termeni de finalizare care s-au depășit de mult toate. Cristian Hiver a fost numit directorul trustului în vara anului trecut, când l-a găsit cu datorii de peste 60 de milioane de lei. Susține că lucrările la pod vor fi reluate peste 7 luni, când va ajunge din Italia tablierul, partea metalică a structurii. Numai că o altă companie, cea pentru consolidări, aflată și ea în subordinea primăriei și în insolvență, susține că a cumpărat deja o parte din tablierul metalic pentru pod. Valoarea lui de cât? Nu știu, ba, 1,5 milioane, 2 de lei, nu contează, contează. Trebuia să intre la uzinare, dar am zis că îl aducem tot să intre la uzinare. Bine că nu l-am uzinat, că dacă îl uzinam, tablier care probabil va ajunge la fier vechi, pentru că dânsii vor cumpăra altul, nu? Așa se fac treburile. Vă spun, dacă se vroia, anul trecut, de 1 mai, se mergea pe pasajul. Pe site-ul de prezentare al trustului se arată că acesta construiește o sală polivalentă în București și un spital metropolitan. Aveți o hârtie la mână? Da, șeful, sunt ale noastre. Stați, mă, nu plecați de aici, nu-i treceți de aici. Șeful, vină cu șeful, e amplasamentul nostru și containerele noastre. În locul în care ar fi trebuit să se ridice de mult spitalul metropolitan, compania de consolidări a construit un spital pentru COVID din containere cu peste 20 de milioane de lei. Ei sunt cei care, spre exemplu, au făcut acel spital modular de la Pipera, da? Fără absolut niciun fel de act și pretind de la Primăria Municipiului București 26 de milioane de lei, pe care nu o să ia niciodată. Pentru că nu poate să o închidă, primăria se judecă acum cu compania de consolidări. Am solicitat un interviu și fostului primar, Gabriela Firea. N-a vrut să vorbească, dar a transmis că instituțiile statului nu au găsit nereguli pe timpul mandatului său. Revenim la podul de la doamna Ghica. Ni s-a râs în nas. Pur și simplu nu a vrut nimeni să discute cu noi. Nu ne-a luat nimeni în seamă. Vlad Toma locuiește în zonă și are vedere fix la podul neterminat. A înființat un grup civic pentru a cere primăriei să termine lucrarea. Este foarte greu, pentru că șantierul ăsta a început acum 2 ani jumate și de atunci viața noastră este un calvar. Locurile de parcare s-au distrus, traficul este din ce în ce mai greu, deci a fost și mai greu. Este infernal, zgomot de la mașini, zgomot de la lucrări, zgomot de la
nervii din trafic. În șantier sunt luni bune de când nu se lucrează. Nimeni nu mai mișcă aici. Parte din cei 200 de muncitori ai trustului își fac de lucru pe o porțiune de doar 700 de metri pe prelungirea Ghencea. Vă rog să luați loc în loc. Nu vreau. Este fix locul în care Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la primăria capitalei. Nici aici n-a reușit să facă mare lucru, încât nu s-au făcut exproprieri. Cât mai au de expropriat? Tot. Restul. Până la Măricinen, aproape 3 km. Dacă ne preda anul asta tot lotul, putem circula pe plângere Ghencea până în maxim 3 ani de zile, pe 4 benzi. 40 de muncitori din trust lucrează în blocul pe care primăria se chinuie de câțiva ani să-l ridice tot pe prelungirea Ghencea. Blocul este administrat de compania imobiliară, o altă entitate creată de primărie. Are 22 de angajați și este condusă de Vasile Rențea. Deci, compania imobiliară a avut menirea de a construi niște imobile. Ziua bună, domnul general. Niște imobile, respectiv acele care sunt pe fațadă. Practic, nu compania imobiliară construiește, ci trustul de clădiri metropolitane. Compania imobiliară deține terenul și plătește trustul cu bani veniți din primărie, bani care oricum nu prea vin. În momentul acesta avem finanțare să se termine această clădire? Nu. Nu. De câți bani ar mai fi nevoie? Deci, mai este nevoie de vreo 24 de milioane de lei. Și nu-i avem. Și nu-i avem. Planul era ca pe acest teren să se construiască mai multe blocuri pentru cazuri sociale. Într-un cadru festivist, fostul primar, Gabriela Firea, a înmânat contractele viitorilor locatari. Doamnele și domnii din imagine sunt primii care primesc repartițiile pentru locuințele sociale din acest ansamblu pe care îl construim. Se întâmpla în septembrie 2020, înainte de alegeri, când blocul abia prindea conturi. Bani n-au mai fost, lucrările s-au blocat, iar primăria capitalei a abandonat ideea de a construi aici un cartier și încearcă acum să termine măcar cele două scări începute. Pentru prezentarea din septembrie 2020 s-a amenajat un apartament care are acum pereți infiltrați. Aici aveți infiltrații? Sau ce? Nu a fost încălzit, deci... E de la tencuială sau de la... Săruri. Poate niște săruri. Oamenii aceia care au primit acele hârtii, nu știu ce erau, niște contracte, probabil, au case aici? Când e gata? Păi, în mod normal, eu nu pot să răspund la această întrebare, da? Ele au fost, acele atribuiri există. Nicușor Dan promite că o să închidă compania imobiliară în momentul în care blocul din Ghencea va fi gata. Cum bani prea sunt, blocul nu se termină și compania va funcționa pe banii primăriei. Și astfel de exemple de instituții care nu fac mare lucru, dar primesc bani cu nemiluita, sunt multe. 14 companii sunt propuse de la începutul mandatului actualului primar pentru închidere. Până acum nu s-a întâmplat. Primăria a fost dată în judecată de angajații companiilor. Un talmeș-balmeș pe multe milioane de euro, bani pierduți. Asta în condițiile în care capitala României arată din ce în ce mai rău. Agricultura pe pământul nostru bogat ar putea aduce țării progres, locuri de muncă, ar putea scoate zone întregi din sărăcie, iar statul are în continuare suficiente terenuri ca să poată da exemplu de mod de lucru modern, ordonat, eficient. Din păcate, de pe pământurile sale, statul nu poate scoate profit. Angajaților nu prea le pasă de ce se întâmplă cu averea statului. Administrația domeniilor statului, pe scurt ADSM, stă pe o comoară de care statul român nu prea se bucură. Administrează 320.000 de hectare de teren, clădiri, drumuri și canale. Funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și are 200 de angajați care de curând au dat instituția în judecată pentru a deveni funcționari publici cu salarii mai mari. Averea ADS se împarte în două. Una din care statul român nu câștigă mare lucru, și una din care nu câștigă nimic. Peste 70.000 de hectare de teren administrate de ADS sunt nefolosite. Au fost distruse societăți comerciale, ferme, stațiuni de cercetare, cum este și aceasta de aici, de la Cândești, județul Buzău, un loc în care altădată se făcea performanță. Locul este complet abandonat și distrus.
Stațiunea a avut și un uriaș depozit de fructe, zacene folosit de mai bine de 10 ani. La începutul anilor 2000, ADSE a preluat fostele ferme și terenurile agricole ale statului pe care le concesionează sau arendează. Mare parte din pământ este însă concesionat la prețuri derizorii, din care statul român nu câștigă mare lucru. În insula Marea Brăilei, unde este cel mai bun teren agricol din țară, aproape 60.000 de hectare, concesionarii au plătit statului român anul trecut o redevență de doar 600 de lei pe hectar. Contractul e încheiat pe 10 de ani. Din terenurile concesionate sau arendate în toată țara, statul român a câștigat în 2021 140 de milioane de lei, adică doar 550 de lei de pe un hectar. Dacă am avea o cotă mai mare, am putea să dublăm sau să triplăm suma asta. Este un raționament economic. E adevărat? Da, este un raționament economic pe care oricine poate să-l facă. Nu e nici problema asta. În plus, concesionarii încasează și subvenție de la statul român, care este de 180 de euro pe hectar. Prin urmare, doar din subvenție plătesc redevența statului român și tot ce scot de pe terenuri e câștig. În sudul țării există firme care plătesc ADS-ului pentru un hectar o redevență de doar 6 kg de grâu pe an. Administrația domeniilor statului este o instituție politizată, cu directori puși pe funcție de partidele aflate la putere. Acum, director este George Sa, un apropiat de liderului PSD, Marcel Ciolacu. Pe mine m-a detașat de la Buzău. Și acolo ce erați? Acolo lucram la evidența populației, la primăria Buzău. Și ați avut tangențe înainte cu ADS-ul sau ce v-a recomandat pentru această funcție? ADS-ul îl cunosc foarte bine din momentul când eram prefect al județului Buzău. Sava a fost numit pe funcție în luna februarie. Păi încă caut să mă lămuresc până la final de anumite lucruri. Am găsit în principal o instituție care să chinuia să funcționeze. De-a lungul timpului, ADS a tot pierdut din terenurile statului. În anii 2000, administra 1.400.000 de hectare. Acum mai are 320.000, dar nu e clar dacă le mai deține și pe acestea. Gabriel Olteanu a condus ADS-ul, acum este angajat. Noi nu avem cadastru în tabulare pe nicio suprafață de teren. Avem doar inventar luat, încă o dată, scriptic. N-aveți cadastru pe terenurile? Pe terenurile statului. Terenurile care mai sunt, 360.000 de hectare, nu. S-ar putea să ai suprafețe în minus, da? Pentru că le-ai luat efectiv, cum vă spuneam, pe hârtie și constați de fapt, practic că, și faptic că ele nu sunt suprafețele acelea. Ce e aici? Cabinet sanitar veterinar. Asta trebuia să fie. ADS administrează și peste 800 de cabinete veterinare împrăștiate în toată țara. Aproape toate sunt în această situație. Statul român trebuia să facă ceva cu ele și trebuiau efectiv, nu știu, predate, dacă întrebați pe mine, administrațiilor locale care să poată să investească, să atragă fonduri europene, bunuri ale statului care efectiv s-au ales praful de. De ce nu se poate da această clădire primăriei din zonă? Legislația de stufoasă și de complicată. Păi și nu poate fi schimbată, adică legea asta e făcută tot de niște oameni. Nimeni din ADS sau din Ministerul Agriculturii n-a fost interesat să schimbe legislația, să dea aceste clădiri administrațiilor locale, să le salveze. ADS nici măcar nu știe câte clădiri are în administrare. Undeva aproape 5.000 de hectare de curți construcții avem la ora actuală. 5.000 de hectare? Da, curți construcții. Practic în clădirile astea ce se întâmplă? Stau pe loc, sunt în bătaia timpului. 5.000 de hectare de curți și clădiri? Acolo avem curs, construcții și canale de irigație. Orice lucru se poate folosi, orice lucru se poate da o utilitate, cu mare drag. Păi și ați făcut ceva demersuri, adică e păcat de ea că stai Nu aici. Am făcut demersuri. În Izvoarele Giurgiu, primarul recunoaște că teoretic ar avea ce să facă cu această clădire. Practic însă știe că aparține statului și nu și-a mai bătut capul să o preia în administrație. Așteaptă să vină cineva care să miște lucrurile. Cine ar trebui să miște? Acum. Statul român. Cine să miște? Uitați, dumneavoastră sunteți primăria dumneavoastră ADS. Cumva faceți parte din ceea ce se cheamă statul român. Facem parte din statul român, da. Amândoi ridică din numeri. În o treime din comunele României există o astfel de clădire administrată de ADS. Aproape toate sunt dărâmate. E declarată vie. Aici e declarată vie, unde suntem noi.
Prod, Sibiu. Mihnea Vârgolici a preluat acum 20 de ani de la ADS clădirile unei foste ferme și a pus pe picioare o herghelie. Terenurile din jur aparțin ADS-ului, dar fermierul nu a putut să le concesioneze pentru fâneață și de 20 de ani se judecă cu ADS-ul. Pe vremuri, aici a fost o fermă de hamei, de care s-a ales praful. În gestiunea ADS, hameiul intră în aceeași categorie cu vița de vie. Mi s-a spus, domne, este... vie din subcategoria hamei sau hamei din subcategoria vie, ca așa le avem noi în catastife. Catastifele astea trebuie să actualizate, nu? Când Vârgolici a vrut să concesioneze terenul pe care hamei nu mai este de ani buni, i s-a cerut să pună pe el viță de vie. Adeseori de ce se bate foarte tare să se păstreze categoria vie? Pentru că redevența la vie este cea mai mare. La pășune este o redevență mică. În plus, Vârgolici nu se încadrează să primească terenul de la ADS nici măcar dacă ar vrea să pună pe el viță de vie sau hamei, întrucât el crește cai, iar legea e clară. Conform legii, pentru nativ zootehnic, ceea ce deține el, nu se pot atribui decât terenuri arabile, pășuni, fânețe. Nu hamei, nu ce a dorit. Adrian Stroia și Vasile Tudose sunt reprezentanții ADS în Sibiu. Instanțele definitiv ne-au dat nouă dreptate că nu îi se pot atribui acele suprafețe de teren. Pentru că ele apar cu hamei. Exact. Dar hamei acolo nu există. Nu există, nu. Care e miza? Ei sunt bucurați că au câștigat procesul în care, în sfârșit, nu trebuie să-mi concesioneze mie terenul. Ok, câți bani ați pierdut oameni buni pe terenul ăsta în ultimii ani? Din ultimii 20 de ani. Pe câți ani ați luat bani pe terenurile astea pe care le-am solicitat eu? Multe terenuri în jurul fermei lui Vârgolici, care aparțin statului român, sunt pârloagă. În Sibiu, ADS deține 17.000 de hectare. Angajaților nu le este însă clar cât din acest teren nu este folosit. Avem liber de contract, e foarte simplu, o matematică, undeva la vreo 2500 de hectare ar fi liber de contract. 4.616 liber de contract. 4.600, da. Vârgolici își poate lua gândul de la concesionare. Legea stabilește că terenul unei foste ferme poate fi concesionat doar în bloc, adică tot. La Prod, fosta fermă de hamei a avut 270 de hectare împrăștiate pe mai multe sate. Cine concesionează trebuie să ia totul sau nimic. Practic, el cumva în momentul ăsta prins între mai multe proceduri și situații. Da, exact. Și blocat cale de scăpare nu prea are. Nu. Nu este deocamdată, din punct de vedere procedural, da? Nu se poate găsi o soluție favorabilă dânsului. Pentru că procedurile sunt foarte clare la noi. După ele funcționăm. Chiar dacă știu că procedurile după care funcționează nu mai corespund realității, că mult teren zace nefolosit, angajații ADS nu au făcut nimic pentru a schimba această realitate timp de 20 și ceva de ani. Contractele de concesiune semnate cu greii agriculturii, din care statul nu câștigă mare lucru, sunt valabile zeci de ani și nu pot fi schimbate. Sau mai bine zis, angajații statului nu se încumetă să umble la ele. Pentru ei, salariile vin la timp și asta e tot ce contează. În 2020, cei 200 de angajați ai ADS-ului au fost plătiți de Ministerul Agriculturii cu 18 milioane de lei. Acum au devenit funcționari publici și vor avea salarii mult mai mari. Se vor bucura de statutul de angajat al statului, care de multe ori stă degeaba. Mulțumim pentru toate mesajele. Vă invităm să revedeți seria Stat Degeaba pe știrileprotv.ro la secțiunea România Te Iubesc. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune! We'll be right back.